Bă, nu știu cum să încep, fraților. Nu știu cum să încep pentru că după 4 luni sunt din nou aici. Sunt din nou aici pentru că n-am putut să stau departe de acest fenomen, n-am putut să stau departe de Metin și, în general, Ro. Și iată că ne-am găsit aici, datorită multor mesaje din partea voastră și în special lui Alex, care de fapt el m-a convins să spun așa să mă reapuc, de fapt nu el. A fost și o dorința mea pentru că, bă, pur și simplu nu puteam, știi, nu puteam să las o muncă de aproape un an și jumate așa să dau pe apa sâmbetei să... Nu puteam să renunț. O să vă povestesc imediat cum s-a întâmplat totul și ce s-a întâmplat și una alta, dar nu uitați până una alta, bă, lăsați voi un like pentru revenirea mea, nu? Păi da, hai, vă rog eu frumos. Bine, hai să nu cerem like-uri așa de la început. Suntem aici la primul episod din seria cu Metin 2ro, serverul Polaris. O să vă spun imediat și chiar acum filmez, bossule, te vezi în clip, salutare. O să vă spun de ce Polaris, de ce Licanu, de ce, dar hai să o luăm cu începutul. Ăsta va fi un clip puțin mai plictisitor, mai lung, deci vă rog toți cei care sunt interesați de viitorul meu să vă uitați la acest clip și da, o să mă bâlbui pentru că n-am mai filmat de 4 luni, aproape 5 și s-ar putea să mai scape un cuvânt un ceva de genul de aia. Știți voi ce vreau să zic. Și na, hai să-i dăm bătaie. Deci, în primul rând, hai să vă povestesc, vezi? Na, povestesc, nu spun cuvintele toate, dar mă înțelegeți voi. Cum s-a întâmplat totul? Bă, cum s-a întâmplat totul e greu de zis. Mulți mai în glumă, mai în serios, bă, dar nu mai vii și tu de la mare odată, că pui mei, n-ai stat și 5 luni, bă, ai odată de la mare, ce... Da, așa e, ultimul clip pe care îl postasem a fost acela cu pauză, o mică pauză, nu știu ce, dar între timp l-am șters. Exact când am plecat eu la mare, a intervenit și chestia aia cu Gameforge, care bloca clipurile cu privatele și trebuia să faci nu știu ce parteneriat, cerere să postez RAW și deja auzind chestia aia zic, what the fuck, nu mai gata, mă las și la revedere. În tot acest timp am avut destul de multe evenimente, nu prea am avut timp, nici de acum încolo nu voi avea, dar o să încerc să le fac pe toate. Am avut eu majoratul frumos la 18 ani, viață, nu? Am organizat Miss Bobocu împreună cu niște colegi de-ai mei, pentru că da, sunt clasa 12-a. Am învățat pentru carnet, pentru că da, am luat sala în urmă cu mai multe săptămâni. Și da, vă rog să aplaudați pentru că acest județ mirific și mirobolant, județul Olt în care stau eu, trebuie să aștepți 2 luni jumate să dai orașul Mâncațaș. Deci eu dau ocupă 25 ianuarie. Am dat pe 10 noiembrie sală. Și aștept 2 luni jumate să dau oraș. Mi se pare o tâmpenie, dar cui pasă? O luăm ca atare și asta e, trecem peste, nu? Adică n-avem ce să facem. Știind că este un an destul de greu, o să mă ocup și de YouTube, dar nu o să mai postez atât de des cum postam înainte. Eu inițial am venit cu 2 clipuri pe săptămână. Acum, dacă va fi o cerere și vor fi like-uri și vor fi vizionări și gen mă veți susține, pentru că na, îmi pare rău că m-am lăsat, știu că mulți dintre voi chiar mă urmăreați din plăcere, dar asta este. O să trecem imediat și la Metin propriu-zis, să vă prezint pe aici cam cu ce plecăm noi la luptă, să spun așa, dar mai încolo. Deci am spus ce s-a întâmplat pe scurt, am eu aici o mică listuță, niște liniuțe mici, ca să nu cumva să uit ceva important. De ce Ro? De ce Metin? Pentru că puteam bine mersi să mă apuc de altceva sau să mă reapuc de altceva. Bă, Ro a reprezentat pentru mine întotdeauna serverul. Eu pe serverul ăsta m-am dezvoltat, chiar dacă am jucat și private, chiar dacă n-am avut niciodată level 95 pe RAW, asta e, eu mă lăsam, iar mă apucam, iar mă lăsam la evenimente sau... Na, pui mei, am cam 16-17, păi bine, oricum și eu am stanișit că am vreo 25 de mânuși prin depozit, deci e ok. Și da, am revenit acum că s-a băgat din nou eventul de Crăciun, ia stai să schimb eu puțin asta și... Așa, și ia să bag și eu niște muzică. Nu știu cum se va auzi, pentru că ale mele căști nu prea funcționează. Xmax, ia să vedem, actualizează, ok. Nu știu cum se va auzi, asta e să văd dacă cumva se aude sau nu se aude. S-ar da să nu se audă, că cred că am dat eu disable la...
Ba da, hai că se aude. Hai că se aude, cred că e ok așa. Hai să vedem dacă se aude bine, dacă nu, aia e. Bun, o să avem un coleg de cont, îi mulțumesc lui Alex pentru că, da, repet, datorită lui sunt aici pe acest cont, pentru că eu i l-am lăsat lui și am spus că, bă, frate, când o să am și eu chef să intru, să filmez, să fac una alta, voi intra, voi filma și uite că omul s-a ținut de cuvânt și ce al lui e și al meu, și ce al meu e și al lui. Deci este colegul meu de cont, jucăm 2 pe cont, pentru că și el are, cel de clasa 8 are o perioadă mai grea, eu la fel clasa 12, și pâine, și voi bat cu admiterea, pleci la facultate, alte gânduri, dar, na, vom continua, zic eu, și după, bineînțeles, dacă nu cumva plec la mare, iar vă 5-6, luăm pâine, nu, glumesc. Nu vreau să o lungesc prea mult în clipul ăsta, nu vreau să fie un videoclip plictisitor, dar v-am spus, cei care sunteți interesați de viitorul meu și viitorul canalului sunt rugați să se uite până la capăt, chiar dacă se vor plictisi de moarte, bă, e un prim videoclip, da? De asemenea, nu voi mai filma în 60 de frame-uri pentru că mi se pare o muncă făcută degeaba, o muncă patriotică făcută degeaba, adică trebuie să randesc Cyberlink și Cyberlink-ul nu-l pot craca, adică e destul de scump să stau să-l cumpăr și nu merge. Deci îl voi voi filma în 30 de frame-uri și voi randa eu frumos cu Camtasia, nu stau să editez eu cine știe ce. Și de asemenea în 720p, pentru că nu pot în 1080p din cauza monitorului. Am 720p, adică cea mai mare rezoluție a lui și nu-l pot modifica, n-am ce să fac, ăsta e monitorul, e mai vechi și 720p este suficient, 30 de frame-uri, o calitate normală, zic eu. Până acum, haideți totuși să vă prezint și ce iteme avem. Am spus despre viitor, am spus cam cum voi posta 2 videoclipuri pe săptămână, în principiu doar RAW, nu altceva, pentru că nu merită altceva, mă voi baza pe RAW. Coleg de cont și v-am explicat de ce am făcut această alegere. Acum, ăsta este licanul nostru, are G8 la sufletul lupului roșu și M6 la sfâșie, 6 puncte pe dinții lupului, level 43. Breasla este breasla făcută de mine de către Diavolița, Diavolița fiind șamanca. Deci dacă sunteți doritori să intrați, lăsați un mesaj mie sau dacă sunt pe șamangă sau dacă sunt pe lican, momentan am decât eu încă un farmer în... ciorăpel la... ăștia sunt farmerii mei de map 2 pentru șosete și lăsați un mesaj și vă voi adăuga cu cea mai mare plăcere. Avem 341 de milioane bani cash, bine, mai avem și pe shop niște iteme de vânzare și mistrețul ăsta de vânzare. Cine e interesat să cumpere mistrețul ăsta 4 zile 13 ore, lăsați mesaj privat, aveți în descriere Facebook și etc. În cazul în care nu ne vedeți on pe joc. Pentru că ne-am achiziționat acest Eli, sigiliu Eli, este, doamne, sigiliul ăsta mi se pare de amuzant felul, zici tu cum merge. În afara faptului că merge foarte rapid și am decât 153 mișcare, e și foarte amuzant și foarte practic și are și 1500 PV și durează și 5 zile, adică 5 zile efective timp de călărie, ceea ce e super, super tare. E un mistreț mai evoluat, să spun așa. Deci vom merge la drum cu aceste mounturi. Bineînțeles, mai avem și sigiliul cal negru, care e nelipsit oricum. În rest, n-avem pet, adică n-avem can, n-avem nici maimuță și... Razador, nemere, dragon roșu, n-avem unul bun, o să stau să cumpăr, bineînțeles, să văd ce ouă găsesc, păi 1.8, ia uite. Dacă avem acum timp, mai deschidem 1-2, că ne trebuie unul ca lumea, mă, să aibă și el măcar să aibă 5% la 40 și să aibă 3 skill-uri, că nu se știe unde vom duce acest cont de viitor. Zici că am fost ăla de la ochii din umbră în puii mei acum, doamne, aoleu, haideți să vă prezint temele pentru că am lălit-o destul. O să vă povestesc ușor-ușor sau o să-mi exprim opinia despre acest event de Crăciun, dar nu vreau să dau detalii pentru că avem timp să dezbatem o grămadă în clipurile ce vor urma. Vă voi mai prezenta videoclip, vă voi mai prezenta itemele și șamanca și câteva planuri de viitor, iar apoi vom încheia pentru că avem tot timpul din lume să discutăm, oameni buni. Bun, ia să vedem dacă filmează chestia asta bine. Da, hai că filmează bine de acolo. Avem această armură Zodiac plus 2. Am luat-o cu gândul să o facem plus 9 și să o bonusăm.
pentru că oameni buni nu găsim deja. Vrem să dăm level 61 după ce facem PU sau până la eventul de cu cufere clar de lună de pe 26, știu că e un event cu cufere clar de lună și trebuie să facem 61 până atunci. Avem pe aici cărți de vânzare, armură vrăjită, iureș, armurie, așa. Avem aceste sulițe Phoenix plus 9 cu 37 medie, full bonusuri. Nu sunt full bonusuri, full pietre, vreau să zic. Mob și fatală, 3 bonusuri. Bă, e bun. Deci sunt niște sulițe bune. Avem aceste sulițe torțe, de fapt, nu știu cum se le numesc. 10 semi, 8 blocare, 6 int, anti-war. Bă, știți cum mi-a rămas sulițele astea? Adică torțele astea cum ar fi. Bă, de, în mapul nu n-ai nevoie de altceva. Vine unul, te bate, îi dau 3,5k pe dinții lupului la 6 puncte cu chestiile astea pe mine. Adică sunt destul de geniale, zic eu. Chiar dacă sunt de la level 1. Abanoși, 15 săgeți, 6 obiecte, 15 sabie. Niște abanoși decenți. Pentagon, na, ignorați. Pentagonul plus 6. Trebuie să luăm vulturi. Ebonită plus 5, 20 oși, 20 esoterici. Și niște inele ale limbilor. Gradul pe minus. Fac this shit. Trebuie să mă apuc să bat că asta este. Avem gradul pe minus. Sâsâuri pe aici, mânuși o grămadă să ne ajungă până la anul. Glumesc, că parcă văd că dacă stau o săptămână ca disperatul la farmat, nu mai văd mânușile alea, dar e ok. Blesteme, trebuie să duc și blestem, dar o să duc eu după aia off camera. Sfâșie, nu merge să citesc. Licor de 3 ore, toate nebunii. Cizme de piele plus 9, 1,5 KPV, 10 sabie, 5 viteză de atac, 3 critic, 6 colt. Niște cizme decente, chiar sunt decente. Armura asta uragan 2K și cam atât, foarte important. Eschivă și grabă. Coifă bunită plus 9 gol. Scut de luptă plus 6 cu 6 int. Cercei de aur plus 9. La fel pentru int, știi, când pui tu sufletul. Bag și scutul. Cercei și ia mai mult int. Automat mai mult atac pe suflet. Vărsare de argint plus 9, 10 semi, 10 animale, 20 vampiri, 10 eso, 6 diavol. O brățară foarte bună și în PvM și în PvP. Și nu în ultimul rând, colierul plus 9 cu 1,5 KPV și restul praf, adică două regenerări, două mâini, 6. Sunt niște iteme cu care plecăm așa, niște iteme decente. A și e șarfa cu 15%, 38-68 atac, n-are pagubă medie, asta este situația. Ce mai are contul? Nu, nu, stai, nu cu mistrețul, dacă tot avem, auzi, ia, hai să folosim noi calul negru, că, na. Skill-uri. Păi, vi le-am prezentat la începutul videoclipului. Nu are limbi făcute, n-are transformarea, n-are armatul. Deci asta e un cont pe care trebuie să muncim la el. 31 pe dex, 112 pe int. Mă rog, avem astea pe int, deci e full pe int și restul pe dex. O să trebuiască să băgăm și pe vit din cauza PV-ului puțin. Avem 9,2 cu ăsta și cu abanoșii am avea 12, cu petu, deci 14K. E decent, dar sau în sau, adică merge și mai bine, știi, se poate și mai bine. O să-mi trebuiască timp să înțeleg care chestii, ce-s cu shop-urile astea. Știu că e un mănunchi, un fel de mănunchi în item shop și poți să-ți pui două inventare de obiecte și nu știu dacă pe timp, nu știu cât durează, habar n-am, nu m-am interesat. S-ar putea să ne luăm și costum. Avem de asemenea și monede în item shop. De ce să nu spunem? Pentru că am făcut o oarecare investiție. E chiar o revesă la astăzi. Deci cine vrea să bage, poate să bage. Și ne-am luat Eli sigilul ăsta. Și nu știu dacă o să ne luăm costume. Hai să vedem. Hai să dăm și la tombola dacă toți suntem aici. Piatră fermecată. Wow, licoare albastră. Nici nu mă așteptam la altceva. Deci hai să vedem la costume. Ia. Bă, azi s-au băgat astea. Mamă, robă festivă, 79 de monezi, băi, dude, ce-s cu prețurile astea? Mamă, frate. Deci pe roșu și pe albastru, pe verde, auzi, albastru. Deci ar veni 79 cu 39, mă bate matematica, 118 cred că fac. 118 monezi pentru costum, bă, costumul e frumos, n-ai ce zici. E frumos. Hai că vedem. Oameni buni, cam asta a fost cu acest prim videoclip. Haideți totuși să vă spun și ce planuri avem pe viitor. V-am spus, v-am dat niște indicii, vom face level 61 și implicit nunta cu șamanca noastră. Și ca să vedeți că șamanca noastră îmi dau și buff, uite, ca să nu... Așa.
Și deci level 61 deja cumpărat sau făcut, depinde cum găsim. Scut, vultur, coif de asemenea și în principiu cam ăstea o să fie itemele. Bine, dacă vom găsi nici iteme mult mai bune, le vom cumpăra. Dar ne trebuie destul de mulți bani pentru că trebuie să facem rost de pet, adică de can, știi, să luăm câte cu pui. Poate o să mai și băgăm, bă, câștig și un bilet la pariuri, frate, știi cum ne facem peste noapte, așa, bam, bam, level 120, nu, glumesc, bine. Eu bag la pariuri, deci sunt șanse să iau, pentru că de obicei iau săptămânal câte 1,5, 2, 2,5, deci iau, bine, și bag, dar iau, știi. Și cam asta a fost. Ne revedem data viitoare. Nu uitați voi de like, subscribe. O să vă rog să dați voi share pe toate grupurile și pe toate grupulețele, pentru că asta o să fac și eu. A fost un prim videoclip, sper eu, nu prea plixitor. 16 minute. Oh, deja mi-e dor să filmez, frate, din nou, pe bune. Ok, cam asta a fost cu acest videoclip. Din păcate nu poate și Alex să fie alături de noi astăzi. O să fie probabil în videoclip următoare. Și ne vedem data viitoare. La revedere, prieteni. La revedere.